Democrații s-au adunat după ce guvernul a decis astăzi, fără acordul miniștrilor lor, amânarea euroalegerilor. Vă spuneam că a fost o ședință extraordinară. Iată deciziile. Consecvent poziției sale, miniștrii Partidului Democrat nu vor semna niciun fel de act normativ care să vizeze amânarea alegerilor pentru Parlamentul European. Nici actuala ordonanță de urgență, discutată și prezentată astăzi în guvern, nici un alt act normativ ulterior. Punctul de vedere al Partidului Democrat rămâne constant. Nu a existat și nu există niciun fel de argument de natură politică sau de natură tehnică pentru amânarea alegerilor pentru Parlamentul European. Decizia este unilaterală a primului ministru. În cadrul ședinței Alianței de astăzi, am propus primului ministru să menținem data alegerilor la 13 mai, sub propunerea pe care o facem președintelui să renunțe la referendumul pentru votul uninominal până după data de 13 mai, iar împreună Alianța să respingă în Parlament propunerea de suspendare a președintelui, eliminând cele două motive invocate. Președintele, din câte am înțeles, a declarat la guvern faptul că dorește să amâne referendumul până după 13 mai. Se pare însă că nu există aceeași dorință din partea primului ministru ca împreună să respingem demersul PSD-ului în Parlament și să nu existe niciun fel de problemă cu privire la data de 13 mai. Primul ministru, din nefericire, fără acordul partenerilor de alianță și de coaliție, ia o decizie unilaterală care servește Partidului Social Democrat. Practic, prin decizia luată, primul ministru se depărtează de alianță și de coaliție și se apropie de PSD. Din acest punct de vedere, Partidul Democrat rămâne consecvent punctul pe care l-a exprimat și nu va semna prim-ministrii săi ordonanța de urgență promovată astăzi de către cabinetul Tăriceanu, în speță de către primul ministru. Dacă cele două argumente invocate, referendumul pentru votul uninominal și referendumul pentru suspendarea președintelui, potențialul referendum, nu au reprezentat crize politice, pentru că ele erau în baza unor proceduri constituționale, decizia primului ministru de astăzi creează premisele unei crize politice, pe care trebuie să-și o asume. Reamintim faptul că Partidul Democrat n-a fost adus la guvernare de către primul ministru, ci primul ministru a fost adus la guvernare prin intermediul președintelui Partidului Democrat de atunci și, în consecință, miniștrii Partidului Democrat au fost și vor fi solidari întotdeauna cu programul de guvernare în baza căruia funcționăm și care se bazează pe promisiunile noastre electorale din anul 2004, dar miniștrii Partidului Democrat nu vor fi solidari cu gesturile unilaterale ale premierului, care nu au acordul nici ale alianței, nici ale coaliției, ci au singurul acord și gir al Partidului Social Democrat.